Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM. Dacă vă uitați la raportul pe România, la concluzii, vedeți că una dintre concluziile esențiale ale acelei evaluări succinte era că nu există un cadru de performanță pentru sistemul de sănătate în România. Deci, noi ne dorim și media, pacienții, oamenii din sistem, medici, așa mai departe, guvernanți, vorbim despre nevoia eficientizării, a asigurării performanței în sistem și așa mai departe, dar nu există un cadru de performanță. Mai exact, ce înseamnă performanță în sistemul românesc de sănătate? Și cine o evaluează? Care sunt indicatorii? Exact, cine o evaluează și de unde știm că ajungem acolo? Când așa, călătoria spre performanță, nu e nimeni sub nicio iluzie că se va termina vreodată. Prerevenirea la aproape de normal ne dorim să vorbim după aproape un an de SARS-CoV-2 în România, însă se pare că mai e până atunci, căci numărul de cazuri noi este în creștere. INSP ne spune să ne așteptăm la 3 posibile scenarii în mai puțin de o lună, până pe 20 martie, cu o medie de 3.000 de cazuri pe zi sau o medie de 5.000 de cazuri pe zi, sau mai rău, cu o medie de 9.000 de cazuri pe zi. Întrebare, poate fi prevenit oricare dintre aceste scenarii, dar cu precădere cel mai rău? Și dacă da, cum? Au ajuns să dețină titluri de profesor universitar, de conducător de doctorate și, mai mult, să fie cei care, practic, își pun amprenta asupra studenților, pentru că trebuie să vorbim despre studenții de la licență care sunt educați de acești oameni și care nu numai că sunt educați, sunt și formați din punct de vedere moral, iar acești studenți sunt viitorii oameni ai legii, cei care ne apără pe noi în fața fără de legilor și mai mult, cei care vor ajunge într-un oarecare timp, în 5 ani, în 10 ani, să conducă, și aici eu mă refer doar la viitor, nu mă refer și la prezent, să conducă pur și simplu poliția română, să gestioneze situații cum am văzut la Caracal sau cum am văzut mai recent la Onești. Domnule ministru, vă rog să ne dați un ordin de mărime ca să înțelegem. Haideți să spunem 1,5 miliarde de lei? 1,5 miliarde de lei doar funcționarea centrelor de vaccinare, plata personalului și a materialelor necesare? Nici măcar. Vorbim despre plata personalului și despre investițiile în acele centre. Investiții care reprezintă o mică parte din această sumă. Principalul cost este costul cu personalul. La 0 la 10 noastră, pe la ce nivel v-ați plasa în legătură cu această idee, de exemplu, că pandemia a fost creată pentru că eram prea mulți pe planetă și trebuia să ne decimeze? Probabil că aș fi un outlier, aș răspunde cu 0 la toate aceste întrebări, pentru că nu cred în nicio teoriile conspirației, în nicio măsură. Tocmai de-aia vă întreb, pentru că pare, din afară cel puțin, că 0 este singurul răspuns care te detașează clar de conspiraționism. Altfel, 1, 2 sau 6 par să fie cam tot pe acolo. Evident. Însă, până la urmă, iarăși, credințele, din nou, nu sunt albe sau negre. Unor poți să ai doar o ușoară suspiciune. Trebuie să ne gândim într-un mod absolut sincer, nici eu, nici dumneavoastră, nici marea majoritate a oamenilor care ne ascultă acum nu au nicio evidență directă a faptului că acest virus nu a scăpat dintr-un laborator. Da, așa este. Nu avem. Nu am fost, nu am fost acolo, nu am fost în Wuhan, nu am văzut toate aceste laboratoare, însă avem motive destul de bune să credem că nu este adevărat. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.